ci izvorul apei celei vii, azi nu mai curge. Și frați scumpi ai Bisericii Iisus Lumina Lumii, am bucuria să vă spun și eu salutul pe care mulți astăzi îl transmit, și anume Hristos a înviat. Sunt pastorul Tică Ulici din satul mare și mă bucur că împreună cu frații din Biserica Iisus Lumina Lumii am putut să citim unul din cele mai frumoase pasaje ale Scripturii, și anume pasajul care vorbește despre învierea Domnului Iisus din Matei 28. Vă chem să ascultăm acest pasaj și să ne bucurăm de el, pentru că este pentru noi. Fiți binecuvântați! La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze, înspre ziua dinții săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Mărie au venit să vadă mormântul.
Și iată că s-a făcut o mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și le-a zis femeilor: Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zicea Domnul. Și duceți-vă repede, de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat de au dat de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a spus: Nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, căci acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și au dat ostașilor mulți bani. Și le-au zis: Spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Domnul meu e vin.
viață dau, eu știu, Domnul meu.